Bună! Eu sunt Camelia, bine ați revenit în bucătăria mea aici la gătește-ușor.ro. Astăzi voi găti drop de miel în aluat. Pentru această rețetă îmi voi folosi mai întâi pentru aluat 200 de grame de făină, 2 ouă, iar oul acesta îl voi folosi pentru a unge dropul la final, 50 de grame de unt și o linguriță de sare, iar pentru dropul prăpuzit voi folosi 1 kg de măruntaie de miel, eu am ales folosit inimă și ficat, o legătură de pătrunjel verde și o legătură de mărar verde, 2 ouă, 100 ml de ulei, piper și o linguriță de sare și 3 legături de ceapă verde și 3 legături de usturoi verde. Mai întâi voi pune inima de miel și ficatul la fiert în 2 oale separate și le voi lăsa până când se fierte complet. Cât timp se fierb organele, voi toca mărunt verdețurile. Organele s-au fiert, le-am lăsat să se răcească și acum le voi tăia în bucățele foarte mici și le voi pune peste verdeață. Acum voi adăuga cele 2 ouă, sare, piper și ulei și voi omogeniza amestecul foarte bine. Am terminat de făcut compoziția pentru drop, așa că acum voi pregăti aluatul. Voi adăuga făina în acest bol și voi frământa un aluat cu cele 2 ouă, apoi voi adăuga sarea și untul. Acum voi întinde aluatul într-o foaie subțirică, care să fie similară cu dimensiunea tăvii în care voi coace dropul. Acum voi căptuși tava de copt cu aluatul și voi pune compoziția pentru drop.
Ultimul pas va fi să bat foarte bine oul și să ung drobul cu el, iar apoi să coc drobul în cuptorul preîncălzit timp de 40 de minute. Drobul meu de miel a stat timp de 40 de minute în cuptor și l-am lăsat un pic să se răcească, iar acum poate fi servit. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să dați subscribe canalul meu de YouTube gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! Pa, pa!